pizza de 2 kg. E probabil cea mai mare pizza din România. Și cu siguranță cea mai mare pizza pe care am mâncat-o eu. Mamă, pie. Doamne. Uitați-vă un pic cât a felia. E cât capul meu felia asta. Super bună. Nu mai pot. Nu mai pot să mănânc. Uite cât e o felie. Am întins degetele, am întins mâna, mâna mea are vreo 20-25 de centimetri. Atât e o felie. De așa s-o rup să vezi. Uite, e mai mare decât mâna mea. Decât deschiderea la mână, vezi? E enormă. E imensă. Zici că e cerceaf. Uite la ea. Uite cât de mare e. Una probabil cea mai mare pizza din România, de aici de la restaurant Casa Veche, din Râmnicu Vâlcea. Haideți să vedem cum o băgăm în mașină, că nu știu dacă are loc. Este imensă. Până la urmă am băgat un portbagaj pentru că e suprafața plată și uitați cât de mare este. Nu mi-intra în față. Noroc că mi-am scos subwooferul de aici din mașină. Haideți să mergem acasă, să o gustăm și să-i facem o recenzie, să facem un clip special pentru pizza asta. Am ajuns cu ea acasă, urșilor, uitați cât de mare este. Asta e o tavă de cuptor, o tavă din aceea mare de cuptor. Uitați-vă cât de mare e pizza asta. Ocupă toată masa aproape. Gata, urșilor, am pregătit aici setup-ul. Haideți să o desfacem, să vedem cum e. Mă, cât de mare e! Enormă, fraților! Enormă! Ia uitați! Pizza de 2 kg. E probabil cea mai mare pizza din România. Și cu siguranță e cea mai mare pizza pe care am mâncat-o eu. Uitați-vă un pic cât de mare e, Doamne! E imensă! Extraordinar de mare! Haideți să mâncăm pentru că mi-este foame. Ia să dau eu asta așa să o vedeți mai bine. Să o rup eu așa. Deci, nu vă vine să credeți cum stă cartonul ăsta. Uite cum stă cartonul. Nu are loc de scaun. De scaunul lateral. Ok, hai să adunăm astea, că ne-au pus băieții niște suporți din ăștia să nu se storcească, să nu vină cutia peste ea. Și hai să ne băgăm în ea. Vreau să gust prima dată o felie așa simplă, fără ketchup, fără nimic. Exact cum e, cum i-au dat-o ei. Mamă, cât de mare e felia! Nu știu dacă pot să o iau fără să se rupă. Doamne! Uitați-vă un pic cât a felia! E cât capul meu felia asta. Ok, hai să vedem cum o mâncăm. Bună. Și am ajuns cu ea călduță până la Vămeni. Sunt 18 km până aici. Are și carne multă. Are mușchi. Aici sunt două felii de mușchi suprapuse. Super bună. Deci că e cearceaf, frate. Cearceaf direct, o împăturesc așa. Păi dacă mănânc două felii din astea, sunt full. Avem și o bere aici. O bere Carlsberg. Din asta nouă. Bine, ambalajul cred că e nouă. Bere aceeași. E bere din asta mare, la 0,66. Noroc, sănătate, noroc tuturor copiilor. Pentru că filmez acest clip de 1 iunie, de ziua copilului. Dacă aveți sub 18 ani, să nu beți alcool. Pentru că nu aveți voie. Ia să punem și niște ketchup. Ketchup din ăsta Tommy. Picant. Mai bună. E pizza tradițională. Are și ceapă, are și ou. Ardei gras, mușchi de porc, mozzarella, mirodenii, sos de roșii. Și am luat de la Casa Veche, v-am arătat. A costat 67 de lei.
și are 2 kg. V-am zis, nu știu dacă e cea mai mare pizza din România, dar cu siguranță e cea mai mare pizza pe care am mâncat-o eu. Niciodată nu am luat așa mult timp să mănânc o felie de pizza. E bună. Chiar e bună. Deja m-am săturat. Deja m-am săturat, dacă vă vine să credeți. Nu se poate așa ceva. Deci uitați cât e felia. Uitați cât e o felie de mare. De cât capul meu. E imensă, e cerceap. Și foarte grea. Ok, să mai mănânc o felie. Și după aia cred că abandonez lupta. Pentru că nu mai pot, efectiv, e suficient. Am mâncat și de dimineață cremușchia aia, ați văzut. Dacă n-ați văzut, să vă uitați la clipurile din Otto Slăbește, din transformarea live, singura transformare live documentată din toată lumea, în care vedeți toate mesele urșilor. Aveți acolo un playlist complet, Otto Slăbește se numește, și vedeți cum am slăbit de la 146 de kilograme la 103,6 kg aveam sâmbătă trecută, acum 3-4 zile, da? Pun clip în fiecare duminică, să sperăm că o să slăbești săptămâna asta, deși uitați și voi ce mănânc. O să fie greu, dar nu o să fie imposibil, da? Chiar dacă nu aș fi la dietă, tot n-aș putea să mănânc o pizza din asta. Cred că nici jumate din ea n-aș putea să mănânc. Sau hai, jumate, da. Dacă nu mâncam nimic toată ziua, o jumătate o dovedeam, dar la fel, să nu beau nimic, că berea asta te mai umflă așa la stomac, care acid. Uitați-vă cum arată o felie de pizza. Te susții cu 2000. Nu știu, dar e mai mare decât o tavă de cuptor din aia mare. Când făceam pizza acasă, într-o tavă din aia, mă costa destul de mult. Să cumpăr toate ingredientele. 65-70 de lei, 67 cât am dat eu pe ea, consider că nu e atât de mult. Cu siguranță e cea mai mare pizza din Râmnicu Vâlcea, dacă nu din România. Și în ocazia asta chiar o să mai caut pizzerii în Vâlcea, să fie tot așa mari, să vedem care sunt cele mai mari pizza din Vâlcea. Dar cred că asta e campioană. Vă dați seama, 2 kg? Nu cred că mai există 2 kg. Pizza de 2 kg nu știu dacă mai există în Râmnicu Vâlcea. Blatul e subțire, foarte subțire. E exact ce trebuie. E încărcată ca lumea. Nu mănânci pâine goală. Nu mai pot. Nu mai pot să mănânc. M-am umplut, fraților. M-am umplut rău. Dar e foarte bine că astăzi se întorc și ai mei din Bulgaria, la diseară, și o să mănânce și ei. O să le păstrez și lor, vă dați seama că nu o să pot să mănânc atât. Probabil că o să mai mănânc 2 felii la următoarea masă și o să mai rămână jumătate de pizza pentru ei. Probabil că o să mai mănânc felile astea 2 și jumătatea asta de pizza le rămâne lor. Să mănânce și ei când vin diseară. Mă... Să vedem cum mai slăbesc eu acum. Trebuie neapărat să vedeți clipul de duminică, să vedeți dacă am mai slăbit sau nu. Pentru că am ajuns la 43 de kg slăbite și vreau să ajung la 50 de kg slăbite. Acest clip o să-l punem în seria Otto Mănâncă, dar vă zic, trebuie să vă uitați neapărat și la seria Otto Slăbește, pentru că vedeți ceva inedit, ceva ce n-ați mai văzut niciodată. Nimeni în lumea asta n-a mai făcut o transformare de 50 de kg. Să slăbești 50 de kg pe cântar și să pui foarte multă masă musculară în același timp și să fie totul documentat cu toate mesele, cu cântarul oficial în fiecare săptămână. Gata, oșilor, nu mai pot. A fost foarte bună și este foarte bună. O să mai mănânc probabil la următoarea masă încă 2 felii. Ăsta a fost clipul cu cea mai mare pizza din România. Sper să vă placă.
V-am zis, nu știu dacă este cea mai mare pizza din România, dar din Râmnicu Vâlcea cu siguranță este. Cred că este, o să mai caut să vedem dacă sunt pizze mai mari în Râmnicu Vâlcea. Dar cu siguranță este cea mai mare pizza pe care am mâncat-o eu vreodată. Prețul este unul acceptabil, 67 de lei de pe ea, de la restaurant de la Casa Veche. Au și site, puteți să intrați pe site să vedeți prețurile, să vedeți gramajele. Are 2 kg această pizza, pizza tradițională. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Și bineînțeles, vă abonați la acest canal de YouTube pentru că o să urmeze o grămadă de clipuri super șmechere. Să activați și clopoțelul de notificări pentru a fi înștiințați când apar clipurile mele. Iar până data viitoare, eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!